Bună, dragilor! Astăzi este sâmbătă, mi-am terminat treaba, am băgat la spălat, mai am de întins o tură, în rest mi-am dat cu aspiratorul cu mopul, am făcut tot ce trebuie, iar acum am venit să fac ceva cu această față, care, sincer să fiu, nu-mi place, nu sunt mulțumită cum arăt, cum m-am trezit. Sunt zile în care mă trezesc și mi se pare că arăt bine, uneori mi se pare că arăt foarte bine, uneori mi se pare că nu arăt bine deloc, cel puțin partea asta că m-am tras foarte, foarte tare la față și... faptul că m-am tras atât de tare la față, parcă și ciarcănele s-au accentuat. Înainte, când eram așa mai, nu știu, mai rotunjoară, parcă nu se vedeau nici ciarcănele atât de tare, sau nu știu, poate că mi se pare mie. După ce fac ceva cu fața mea, cu părul meu, ce fac, ce aranjez, ce și cum, o să mă duc să gătesc. Dar ce, credeți-mă pe cuvânt, că nu știu și am venit să mă aranjez, nici nu aveam un plan că o să filmez. Și mi-am pus muzică să ascult. Dar am făcut această combinație cu acest creion de buze. Asta e, cred că, de la Trendy Tap, ceva de genul. Cred. Nu știu, nu mai scrie, că văd că l-am ascuțit prea tare. Iar apoi m-am dat cu acest lip oil, pe care l-am luat de pe Temu și vi l-am arătat ieri și îmi place maxim. Aseara a trecut... pe la noi fratele meu cu Betty. Betty este iubita fratelui meu, pentru cei care sunteți noi pe canalul meu. Și am arătat ce mi-am comandat de pe Temu. Ea și-a mai comandat de pe Temu și a zis că este foarte, foarte mulțumită. Și i-a plăcut foarte mult acest lip oil. Și chiar mai devreme citise Bogdan niște comentarii pe grupul legat de Temu, că știți că sunt niște grupuri pe Temu, pe Shane, pe ce știu ce s-au mai făcut acolo, legat de oala mea, Tefal și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de grupuri destinate fiecărui produs, fiecărui site sau așa mai departe. Și mi-a zis că aș face bine să-mi șterg cardul de pe Temu, că au fost câteva persoane cărora li s-a furat bani de pe card. Așa că am făcut și eu acest lucru mai devreme, mi-am șters cardul de pe Temu, iar în momentul în care voi face comandă, adaug cardul, plătesc, după care șterg și l-am făcut să dispară, să nu mai apară acolo, deși mi se pare destul de... ciudat, adică nu prea aș crede că face așa ceva. Ori s-a făcut o greșeală și s-a sustras acei bani, ceva, nu știu, dintr-o greșeală, dintr-o eroare sau ceva, dar nici nu te miră să se fure, să nu știu. Deci, da, oricum, dacă vă faceți comandă de pe Temu, faceți exact cum am zis că fac și eu, plătiți cu cardul, după care l-ați și șters, că merge să ștergeți. Și îmi place foarte mult combinația asta, doar că acum nu mai știu pe care l-am aplicat, pentru că astea două seamănă între ele și nu știu pe care l-am aplicat. Nu l-am aplicat pe acesta, că nu mai are... vai, că acum nu mai știu care cum vine capacul, că seamănă foarte tare. L-am pus și eu așa, dar l-am încurcat. Ăsta e 029, ăsta e 610. Ba nu, ăsta e 620, ăsta e 610, deci m-am uitat invers. Așa. Și îmi place foarte mult combinația asta, așa, și cum arată și cum mi-a pătat buzele. Parcă îmi dă impresia că mi-am pus acid în buze și îmi dă impresia că mi-am făcut micropigmentare la buze. Nu știu, arată foarte, foarte drăguț și chiar vi-l recomand. Deci e bombă, arată foarte, foarte fain, foarte natural și costă 6-7 lei. Acum depinde la ce preț îl găsiți. Eu pe acesta nu l-am găsit pe Shein, l-am găsit pe Temu. Mie îmi place mult mai mult Shein decât Temu, dar... Au tot felul de oferte. Când găsești pe Shein o ofertă bună sau mai multe oferte bune și ți se face și o reducere sau ți se aplică un cupon sau ce așa, când găsești pe Temu, acum depinde cum le găsim, dar îmi place foarte mult și am un plan să mai achiziționez vreo două sau nu știu, eventual vreo două așa și alte tipuri, poate mai găsești și ceva cu o altă nuanță, dar asta îmi place maxim, maxim de mult. Aseară, înainte să mă demachiez, am încercat acest anticiarcăn și acest fond de ten de la L'Oreal True Match. Era să zic L'Oreal. De fapt, am zis L'Oreal. Am putut să-mi fac o impresie prea clară despre el, deoarece l-am aplicat direct peste celelalte produse pe care le aveam deja aplicate pe ten, concealer, pudră, iluminator, contur, blush și așa mai departe.
Dar pot să zic așa că îmi place și mă bucur foarte tare că mi-am nimerit nuanța. Deci nuanța este asemănătoare cu celelalte fonduri de ten pe care le am în colecție. Poate că acum diferă, nu știu, să fie unul mai închis sau unul mai deschis, dar în rest mi-am nimerit nuanța. Îmi place textura fondului de ten și acum sunt curioasă cum o să arate direct pe tenul meu, fără să am ceva aplicat. Că normal așa se face, dacă când ești încăpățânat, ești încăpățânat, pentru că nu mai aveam stare, nu mai aveam răbdare. Voiam să văd cum arată, cum e textura, dar îmi place. Ce mi se pare puțin așa cam de proastă calitate, această pompiță. Mi se pare așa un plastic foarte, foarte prost calitativ și parcă când apeși așa, nu știu, ori eu, nu știu, eu am problema asta cu loturile, ori am nimerit un lot mai prost, ori nu știu, așa sunt toate pompițele, dar în comparație cu alte pompițe pe care le am, uite, de exemplu, asta e o pompiță dură, o pompiță calitativă, mamă că le răstorn pe aici, asta la altă la fel, aia mi se pare o pompiță așa, nu știu, un plastic foarte, foarte moale, ușor, prost calitativ. Referitor la aceste două consilere, îl am pe acesta nuanța 00 și pe acesta nuanța 05. Știți că v-am zis de ieri că aș vrea să-l iau și pe acesta cu nuanța asta rozalie, pentru că se potrivește sub tonului meu rece. Am făcut așa o comparație, pe acesta l-am aplicat la ochiul stâng, iar pe acesta la ochiul stâng, iar pe acesta la ochiul drept și pot să vă spun că ăsta îmi place mult mai mult nuanța 00 decât 05 și acesta este fain, doar că acesta îmi place că iluminează zona mult mai tare. Nu știu, asta place mai mult, dar sunt niște produse foarte, foarte calitative. Acum nu e neapărat o regulă că sunt de la Maybelline sau că sunt de la L'Oreal, pentru că eu mai am și produse de la Wet n Wild, de la Catrice, de la Essence sau de la alte branduri care sunt mai ieftine, de exemplu, aceste două produse pe care le-am luat de pe Shein, conturul și blush-ul, mi se par foarte, foarte faine și sunt ieftine și sunt mult mai bune decât alte produse pe care le-am luat și sunt mai scumpe. În fine, astăzi nu o să-mi fac mare lucru la față, am venit așa să mă aranjez puțin, dar nu o să aplic, nu am chef, nu știu, nu am, pur și simplu nu am chef. E o zi așa mohorâtă, nu ieșim nicăieri, nu facem ceva special. Probabil că o să mă dau cu puțin blush în obraj sau cu puțin, nu știu, cred că o să mă dau cu acest lip check oil care se poate aplica și pe buze și pe obraj, că oferă o culoare așa drăguță și cam atât, pentru că sunt așa, nu știu, parcă mă văd palidă, dar în același timp am și niște pete așa roșiatice. Într-un fel aș fi avut nevoie să mi acopăr un pic imperfecțiunile, petele, pentru că am, deci am nevoie și am și niște coșuri, mi-au ieșit și pe aici, am niște coșuri, nu se văd, dar se simt așa la atingere, bine, se și vede puțin, puțin ceva pe acolo. Bine, asta e mult că mi-am curățat eu tenul și am insistat foarte, foarte tare și eu îmi propusesem să mă pun deasupra la o oală cu aburi, o oală fierbinte, pentru a mi se deschide porii, dar am fost încăpățânată și oarecum leneșă și nu am avut chef să fac acest lucru, pentru că ar fi fost mult mai ușor să-mi curăț tenul și să-mi curăț punctele negre, pentru că se deschideau porii, dar așa o să fac data viitoare. M-am dus, mi-am aplicat o cremă grasă. Și am început cu stensila aceea pe care o folosesc eu, de la frunte, așa să-mi scot toate punctele negre, ceea ce funcționează, mai ales dacă mi-aplic un ulei de față, o cremă grasă, mă ajută, dar este foarte important să avem porii deschiși atunci când facem acest lucru, pentru că luăm mult mai ușor, punctele negre nu ne doare, pentru că eu la un moment dat nu mai suportam așa durerea. Se curăță tenul mult, mult mai bine și nu-l agresăm cum l-am agresat eu, pentru că aveam fruntea și cel puțin aici între sprâncene aveam zona foarte, foarte roșie. Bun, și vreau să răspund și eu la un comentariu. Aș fi putut să răspund la acel comentariu direct persoanei respective, dar aș vrea să vedeți și voi despre ce este vorba și acest mesaj este și
destinat acelor persoane care cred același lucru despre mine, cum a crezut această doamnă sau domnișoară. Îmi pare rău că tu crezi despre mine că eu sunt o persoană superficială și cred că s-a văzut pe vlogurile mele că eu nu mă pun tot timpul pe primul loc și nu cred că este greșit să te pui pe primul loc și nu cred că este greșit să te iubești, pentru că este foarte important să te iubești pe tine, este foarte important să nu fii egoist cu tine, da? Și nu cred că e greșit neapărat să te pui tu pe primul loc, deși eu nu fac acest lucru pentru că eu am copii pe care îi pun tot timpul pe primul loc, pe soțul meu îl pun pe primul loc. Această persoană mi-a dat un comentariu și mi-a spus că sunt frumoasă și cu sprâncene și fără. Îți mulțumesc pentru acel comentariu, nu știu dacă a fost unul bun sau unul ironic. Și m-a întrebat dacă nu m-am plictisit de viața mea, pentru că sunt o persoană superficială, sunt o persoană care mă pun tot timpul pe primul loc, dacă nu m-am plictisit că îmi cumpăr tot timpul lucruri și practic mă gândesc tot timpul numai la mine și acele lucruri mi le cumpăr ca și cum doar pentru mine și atât. Pe cuvânt și cred că s-a și văzut de atâtea ori în vloguri că eu nu mă pun pe primul loc, întotdeauna pun copiii pe primul loc, familia, chiar și animăluțele. Deci dacă eu mi-am cumpărat ieri un fond de ten, un șampon și un concealer, nu cred că am făcut ceva greșit și nu cred că m-am pus pe primul loc. Acum, dacă Bogdan nu are nevoie de anumite lucruri sau dacă copilașii nu au nevoie de anumite lucruri, nu o să stau să mă apuc, stai că îmi zgâlții telefonul, nu o să stau să mă apuc acum să le cumpăr și lor, că mi-am cumpărat eu un lucru pe care mi-l doresc sau un lucru de care am nevoie. Cum nu suntem toți la fel, suntem diferiți, privim lucrurile total diferit, dar eu cred că am fost cât se poate de sinceră, cât se poate de, nu știu, simplă și tot timpul am arătat ceea ce am făcut și am arătat cu drag și la chestia asta, sinceră să fiu, nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, dar nu cred că am fost niciodată o persoană superficială. Deci nu, în niciun caz, nici, cred că nici când am avut copilașii. Deci și înainte să mă căsătoresc, dacă puteam să ajut, dacă puteam să mă las pe mine la o parte, dacă puteam să fac acel lucru, l-am făcut. Deci nu mă puneam tot timpul pe primul loc și să fiu o persoană nesimțită și o persoană egoistă, cum nici acum nu sunt o persoană egoistă și nu cred că e greșit să doresc să-ți cumpere un lucru. Și draga mea, spun sincer că nu m-am plictisit de viața mea, îmi iubesc viața, familia mă iubește, soțul mă iubește, soțul mă respectă și nu știu, îmi pare rău că există așa, nu știu, nu vreau să te fac neapărat că ești o frustrată, zic sincer, dar uneori cam așa pare. Deci uneori cam așa pare când te legi de viața cuiva și când îi spui nu te-ai plictisit de viața ta, nu știu ce aș putea să mă plictisesc de viața mea, da, poate că m-am plictisit să gătesc pentru că am aceeași rutină, poate că m-am plictisit, nu știu, de anumite chestii, că nu putem să zicem că totul este perfect. Și avem și noi lucruri de care ne plictisim, am plictisit să-mi fac sprâncenele zi de zi și ușa că plictisit, săturat, plictisit, scârbit. De aceea m-am dus să-mi fac sprâncene și să nu mai am problema asta că mă duc să mi le, mă duc la mare, mi-e frică că pleacă sprânceana sau ce se întâmplă, mă duc la piscină, mă prinde ploaia, transpir, deși eu nu transpir, da? Așa ca idee. Da, nu știu, eu vă zic sincer că rămân așa fără cuvinte. Și acest lip check oil de la Essence este fain, doar că nu este la fel de pigmentat ca și acesta pe care l-am luat de pe Temu. Chichineața asta mică e foarte, foarte drăguță. Îmi place foarte mult. Și de obicei pe acesta îl aplic așa cu degetele. Și ăsta este foarte, foarte drăguț și îmi place și îl recomand, doar că nu da același efect de culoare și pe buze, cel puțin ca și acesta. Ăsta, ca și acesta, pardon, îmi cer scuze că deja o iau așa, o iau din nou pe arătură. Eu nu sunt genul de persoană care să jicnesc și nu-mi place să mă iau de persoanele care îmi comentează, care uneori mă jicnesc sau nu știu. Nu sunt genul. Nu-mi place să stau să mă cer cu cineva, nu-mi place să stau să jignesc pe cineva, chiar dacă acea persoană a făcut-o și m-a jignit, deși acest comentariu nu pot să o iau așa neapărat, adică
Nu este faptul că m-a jignit, mi-a zis vreun cuvânt urât, dar tot ca o jignire vine, tot ceva așa ciudat vine. Chiar l-am întrebat și pe Bogdan după ce am citit acel comentariu și i-am zis, iubire, ție cum ți se pare că eu sunt superficială, asta până să-i spun despre ce este vorba? Și el m-a privit așa ciudat și a zis, nu, cum să fii? Păi el vede și toți membrii familiei mele văd că eu nu sunt o persoană care se pune pe primul loc, o persoană... Deci superficial înseamnă să fii nesimțit, înseamnă să fii egoist, să fii numai pentru tine, să te gândești numai la tine și mai ales treaba asta că nu te-ai plictisit să fii așa, nu te-ai plictisit de viața asta, nu știu, v-am zis, deci... Cred că oricine se plictisește, cred că și Bogdan s-a plictisit să plece mii de kilometri săptămânal în Italia și să plece să se întoarcă într-o săptămână. Deci el în 5-6 zile face lucrul ăsta, pleacă 1000 și ceva de kilometri duș, 1000 și ceva de kilometri întors și face acest lucru și sunt sigură că s-a plictisit, dar nu are ce să fac așa și eu. M-a plictisit poate să gătesc, m-a plictisit poate să, nu știu, îmi doresc și eu poate să am o casă mare, să fiu bogată, să am servitori, să nu mai fac nimic. Pentru că aceste lucruri, cred că, na, ne plictisim, da? Ne săturăm, ne dorim și noi să facem total diferit și să ni se facă totul să fie pe tavă. Dar, așa să pui o întrebare, cum am primit-o eu pe aceasta, că nu te-ai plictisit de viața ta și că ești foarte superficială și că te pui tot timpul pe primul loc și că nu te-ai săturat să faci numai cumpărături și ceva de genul a fost comentariul, l-am șters, nu-l mai am, am și blocat persoana, deci și anunț. Când sunt genul acesta de comentarii, nu mai stau la discuții, nu dau replică, da? Deci blochez. Blochez pentru că nu stau să îmi bat capul cu așa ceva. Nu te jignește direct, dar e ceva de genul, tot o jignire, dar indirect, deci ceva de genul. Acum depinde cum o vede fiecare. Eu pot să vă spun că sunt o persoană simplă, o persoană care se bucură la orice lucru și dacă primesc cadou un rul sau dacă primesc orice sau o ciocolată, o bombonică sau dacă ies la o prăjitură sau nu știu, îmi zice soțul meu, vezi că te scot la o prăjitură, vezi că facem lucrul ăsta sau ceva, eu mă bucur. Mă bucur de viață, mă bucur de orice lucru, mă bucur că sunt sănătoasă în primul rând și că noi suntem sănătoși, pentru că văd atâtea lucruri și atâtea necazuri în viețile oamenilor și atâtea boli, cel puțin pe TikTok-ul ăla, Doamne, și pe Facebook, câți copilași și câți oameni văd care sunt bolnavi și nu se pot bucura de viață și nu se pot bucura de lucrurile mărunte de care eu mă bucur, pentru că ei se roagă să fie sănătoși și să revină la viața la care a fost. Și adică trebuie să vedem partea bună a lucrurilor și să ne bucurăm și să fim mulțumiți cu ceea ce avem, cu ceea ce ne oferă Dumnezeu, oferă viața și să fim mulțumiți și să fim bucuroși în primul rând că suntem sănătoși. Asta e cel mai bine. Cu toate că eu acum am așa o supărare în sinea mea, chiar dacă sunt sănătoasă, chiar dacă mă bucur de toate lucrurile pe care le-am menționat, am o supărare că nu mi-au ieșit sprâncenele așa cum îmi doresc, dar sunt sigură că acest lucru se va rezolva și va fi un lucru bun, dar tot sunt supărată, tot am așa o supărare în sufletul meu și mă gândesc că nu este acel rezultat la care eu am visat și mă gândesc că am dat acei bani care nu este o sumă mică, este o sumă mare și băi, dacă dădeam 100 de lei, poate zici că nu-ți părea rău 102 de lei, deși și dacă te duci să te penseze sau să-ți vopsească sprâncenele și ai plătit 50-100 de lei sau te duci să-ți facă laminare sau nu știu ce te duci să-ți facă, unghii, tot te doare că ai dat acei bănuți, da? Fie că sunt mulți, fie că sunt puțini și te doare că nu e rezultatul pe care îl dorești. Deci cred că mai tare te doare faptul că nu ți-a ieșit rezultatul acela, cât te doare de bani. Zici, banii dă-i încolo că se fac. Dar rezultatul pe care tu îl așteptai și eu mi-am dorit să am niște sprâncene care să iasă în evidență, niște sprâncene conturate, niște sprâncene... Măi, nu știu, să se vadă. Deci eu nu-mi doresc ceva neapărat natural, îmi doresc să fie ceva care să se vadă. De exemplu, acum stau și mă privesc, nu e că e ceva urât, e ceva natural, dar nu e ceea ce-mi doresc eu. Deci eu aș fi vrut să fie ceva mai apropiat, mai gros și culoarea să fie diferită, pentru că nu mă avantajează să fie niște sprâncene deschise la părul meu brunet, adică nu știu... Nu știu, în fine, nu cred că mai are sens să mai vorbesc. De aceea vă și spun că
Mie mi-este teamă să mai încerc să-mi fac buzele, deci să mai micropigmentez buzele. Asta avea un plan, să mi le micropigmentez, să-mi pun acid în buze, să mă duc să-mi injectez anumite riduri. Eu, nu știu, mi-e teamă. Vă zic sincer, de ce mi-este teamă? Pentru că nu știu de ce dau. Deci am auzit că sunt fete care și-au micropigmentat sprâncenele și nu le-a ținut acel pigment în piele nici 6 luni. Deci, practic, organismul lor a împins afară tot acel pigment. Am auzit fete care și-au injectat buzele și nu le-a ținut acidul nici câteva săptămâni, nu mai vorbim de câteva luni. Deci nu, pur și simplu le-a dispărut acidul din buze. Și la acid să dai în jur de 1000 sau 1000 și ceva de lei și să vezi că nu ai nici buzele pe care tu ți le dorești, să vezi că îți dispare și acel acid. Deci cred că o iei razna, deci o iei razna de-a binelea. Ce voiam eu să vă mai spun este și legat de unghi. Lucru se întâmplă la orice chestie. Dacă ați observat atunci când te duci la o tipă să-ți facă unghiile și acea tipă nu este într-o formă bună și nu are chef, eu am pățit să merg. Parcă obrazul ăsta e mai roșu. Am pățit să merg să mi se facă unghiile și să-i spun că îmi doresc să-mi facă forma respectivă sau modelul respectiv. Dar, ce să vezi? Fata la care mergeam, sau fetele la care mergeam, că am mers la mai multe fete, îmi spuneau că acea formă nu mă avantajează, că acel model nu se poate, că trebuie să facem nu știu ce, că ea îmi recomandă nu știu ce, dar aici nu e că nu mă avantaja și că nu putea să facă. Aici e că nu avea ea chef. Nu avea chef să-mi facă ceea ce voiam eu, era sictirită și ce zice? Lasă că-i trag ei niște unghii simple, îi pun o culoare simplă, că am observat că atunci când mă duceam și îmi doream să am toate degetele de la o mână, culori diferite, se strâmbau. Când îmi doream să-mi facă un model pe unghie mai complicat, se strâmbau. Când îmi doream să facă nu știu ce, se strâmbau, deci nu le convenea. Nu le convenea. Lor le plăcea să-ți facă doar ce voiau ele, ca să fie ușor, să meargă treaba repede, să termine, să vină următoarea clientă. Nu. Cam așa stă treaba și cu sprâncenele, cam așa stă treaba și cu buzele, cam așa stă treaba cu toate. Cu părul. Și cu tot, tot, tot. Pentru că eu consider și nu vreau să fiu răutăcioasă, că sunt sigură că sunt fete dintre voi care puneți unghii, care puneți gene, care faceți micropigmentare. Acum, nu vreau să fac pe toată lumea în aceeași oală, dar sunt sigură că îmi dați dreptate. Unele dintre voi, mai ales cele care ați pățit la fel ca și mine, și să-mi spuneți că este adevărat și că este în funcție de cheful pe care ele îl au. Pentru că eu am pățit și nu am pățit numai la unghii, am pățit și când mergeam să mă tund, am pățit să le spun că nu vreau să-mi ia foarte mult din păr și spunea că da, ți-au atât, îmi arăta, ți-au atât cât vrei, iar la final când plecam ziceai că am fost tunsă cu satârul și nu-mi lua lungimea pe care eu o voiam, îmi lua mult mai mult. Sau când mergeam la pensat, sau când mergeam, nu știu, la ce am mai mers și eu de-a lungul anilor, măi, nu s-a întâmplat să plec odată mulțumită. Sau hai să nu fiu, să exagerez. Pe partea unghiilor au mai fost dăți în care am fost mulțumită, dar pe partea sprâncenelor nu. Iar pe partea părului am ajuns să mă tund singură pentru că niciodată nu am plecat mulțumită de la un salon, de la un coafor. Să fiu mulțumită, să-mi placă ceea ce mi-a făcut, să... Nu știu, să fiu în extaz, cum suntem noi femeile atunci când mergem și ne dorim să ne iasă ceva perfect, ne dorim să arătăm bine, să fim mulțumiți cu acel rezultat, să fim mândră când mergi pe stradă, să zici, mamă, uite ce sprâncene am, să fim mândră atunci când îți dai unghiile, când plătești ceva, când dai să iei ceva sau nu știu. Cred că mă înțelegeți la ce mă refer eu. Deci, de prea puține ori s-a întâmplat să plec și eu mulțumită de undeva, da? Deci de prea puține ori. Așa că sunt sigură că și voi ați pățit la fel ca și mine și să dăm niște bani, iar la final să plecăm și să nu avem rezultatul pe care noi ni-l dorim. De aceea am început să-mi fac unghiile singură. Din păcate nu pot să-mi micropigmentez sprâncene singură, nu pot să-mi pun gene singură, nu pot să-mi fac alte chestii, poate ce mi-aș fi dorit să-mi fac, da? Dar sfatul meu este, eu nu am găsit până acum și cred că știți și voi, asta este un sfat. Dacă ați nimerit o persoană de milioane care să vă facă unghii, gene, sprâncene, păr, țineți de acea fată și încercați să aveți grijă să nu o pierdeți și încercați să ajungeți la programări, pentru că știu că odată ce nu te mai duci, odată de două, de trei ori, fata aia renunță și nu te mai poate lua pentru că și-a făcut un alt client, da? Și
Da, nu știu. Trebuie să apreciem atunci când găsim pe cineva bun, pentru că prea rar se întâmplă acest lucru. Și, din nou, nu vreau să se înțeleagă greșit că am ceva cu această tipă care mi-a făcut sprâncenele. Pentru că fiecare persoană merge și face după viziunea lui. Această persoană mi-a făcut o tehnică, nu mi-aduc aminte cum se numește, mi-a spus denumirea, dar am uitat total, între tehnica powder și tehnica fir cu fir. Deci eu am combinație. Deci am și tehnică powder și tehnică fir cu fir. Am uitat ieri să-i spun lui Bogdan să mă filmeze, să vă arăt. Cu camera de pe față nu se vede, dar cu camera de pe spate se va vedea. Să vedeți că eu am și powder și am și fire. Deci ea mi-a trasat și fire. Și ea mi-a zis așa: eu îți fac aceste sprâncene pentru a fi naturale, pentru a arăta bine și atunci când te machiezi și pentru a arăta bine și atunci când nu te machiezi. Atunci când vrei să-ți dai poate un gloss, un ruj sau ceva, sau nu vrei să-ți dai nimic, să arăți bine, să nu iasă în evidență. Doar că eu am fost de acord cu ea, cu ceea ce a spus, doar că eu acum nu sunt mulțumită pentru că mi se par că sunt prea subțiri. Aș vrea să fie o idee mai groase, nu foarte, foarte groase, și o idee mai apropiată. Deci eu nu am nimic cu această formă, nu vreau să înțeleagă greșit, este o formă frumoasă, o formă care pornește de aici și se încheie și nu sunt sprâncenele lungi, ca să zici, mamă, ți-a trasat și ți-a făcut-o până nu știu unde. Sprâncenele sunt lucrate frumos, chiar și Betty a zis aseară că îi place foarte mult că firele pe care mi le-a trasat și sunt făcute finuți, sunt făcute frumos și așa este, deci nu vreau să se înțeleagă sunt greșit. Sunt genul de persoană care dacă vreau să vin la tine și vreau să-mi faci unghii, păr sau ce vreau, așa, nu vreau să mă iei și să-mi spui că nu ți se potrivește, pentru că eu port și eu dau niște bani și îmi doresc acel lucru și poate eu îmi doresc să-mi fac ceea ce se poartă, da? Asta e problema și nemulțumirea mea. Le vreau mai apropiate, da? Și nu le vreau să fie așa culcate. Nu vreau să plece sprânceana nici pe pătrat, dar nu vreau să plece, nu știu, nu vreau să fie nici așa culcate, da? Că ar putea să le fac așa un pic mai pe rotund. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult cum mi-a făcut Betty sprâncele și cred că sunteți și voi de acord. Nu știu că ați văzut acel video. Mi-a făcut niște sprâncene foarte, foarte, foarte frumoase, doar din acel gel Got to Be și cu carioca de la NYX. Deci ziceai că sprâncenele sunt laminate, deci au ieșit superbe, superbe. Doar că sunt sigură că nu merge să ți le facă și ea ca și cum, nu știu, ca și cum le vrei, nu știu, deci au și ei niște reguli, da? Deci nu poate să facă întotdeauna ceea ce vrem, sunt și acolo niște reguli, sunt niște măsurători. Ceea ce vreau să vă spun eu este că ea mie nu mi-a făcut măsurători, cum am văzut că se fac la alte fete, deci am văzut la alte fete că se fac măsurători cu niște rigle speciale. Ea a luat un creion din ala subțire de la NYX și a început să îmi traseze puțin peste sprânceana mea, adică peste firele pe care le am eu. Am un video pe telefon și o să vă arăt ce mi-a făcut ea. Deci ea nu mi-a făcut niște măsurători, ceea ce asta mie nu mi se pare ok. O să vă arăt imediat despre ceea ce vorbesc. Ea acum, poate în gândirea ei este că a făcut sau face acele, doamne că nu-mi vine pe limbă, acel desen cu creionul doar după ochi, după ochiul liber, da? Nu mai ia să măsoare, să trasez, deși am auzit și de la voi, am văzut și tutoriale pe YouTube și pe TikTok că jumătate de oră durează anestezia, iar jumătate de oră sau o oră durează trasarea, ceea ce mie așa ceva nu mi s-a făcut și asta e o nemulțumire la mine, vă zic sincer, pentru că sprâncenele sunt foarte importante pentru fața omului, da? Pentru fața femeii în cazurile noastre, că bărbații nu se duc să-și facă așa ceva. Cu toate că și la bărbați este foarte important să aibă sprâncenele, să le aibă, să nu fie dispărute de pe față, da? Și să fie cât de cât, na, ok. Acum să iau telefonul să vă arăt despre ce este vorba și eu aici mi-am scos punguța de la gunoi. Am un gunoi aici mic, ăla, pinguinul ăla. Și să-mi pun o altă punguță curată. Că acolo mi-adun eu tot felul de bețișoare și ce folosesc, gunoaiele. Așa și o să vă arăt imediat despre... o să vă arăt filmarea, să vedeți despre ce este vorba. Dar, na, e o
sau dacă necunoștință de cauză, eram oarecum entuziasmată, m-am gândit că poate a făcut doar așa, după care va face, va relua, va nu știu ce. În fine, nu e ceea ce mi-am dorit. Acum vedem ce se mai întâmplă, vedem cum o să arate sprâncenele după 2 săptămâni, da? Ca să le pot, să pot umbla și eu la ele, să le pot fixa puțin cu ceară, să vedem cum arată. Și bineînțeles că trebuie să mi le facă neapărat mai apropiate și puțin mai groase și să umble puțin la sprânceana stângă, pentru că sprânceana stângă este mai subțire decât dreapta, iar dreapta este mai arcuită, se și vede, da? Deci aici mi-a trasat niște fire în sus, iar aici nu mi-a trasat. Încă i-am atras atenția când am fost acolo la ea, aici sprânceana stângă era mult mai subțire și i-am spus că aș vrea să mai adauge niște fire. Mi-a adăugat, dar văd că nu mi-a adăugat suficient, ea mult s-a uitat probabil doar așa la ochiul liber și... Acum eu din nou este că... De fiecare dată când vedem o poză sau vedem un video, eu sunt sigură că acele poze și acele videoclipuri care sunt făcute, mult sunt pentru acele modele ale lor, pentru a arăta bine pe, pe pagina lor de Facebook, pe pagina lor de Instagram și bineînțeles că alege niște persoane care au și niște sprâncene frumoase, niște sprâncene care arată bine și nu ca ale mele, nu că la mine practic nu a fost o, nu cred că se poate o numi o micropigmentare, se poate numi mai mult o reconstrucție de sprâncene, ceva de genul, pentru că eu aveam mai multe fire lipsă, da? Dar chestia asta cam așa merge și când vedem o poză frumoasă cu cineva de la un coafor, da? A ales un model care are un păr sănătos, bogat și așa. Când vedem pe cineva la care i s-a făcut unghiile la fel, a ales pe cineva care se facă unghiile bombă, la sprâncene la fel, a ales pe cineva. Și așa pe noi chestiile astea ne induc în eroare și zicem, mamă, ce frumos, oa, ce bombă, oa, vreau și eu, dar de fapt nu, nu prea ne iese așa ceva. Ați înțeles, cred că, la ce mă refer. V-am zis, nu vreau să se simtă cineva prost, nu vreau să credeți că este ca o jignire, doar că... Na, avem și noi anumite nemulțumiri ale noastre și asta mă refer la fetele care se ocupă cu gene, cu unghii, cu micropigmentare și așa mai departe. Pentru că și noi avem niște așteptări și dăm și niște bănuți, da? Deci o sumă care e destul de mare și atunci când te duci să spui acid în buze și atunci când îți micropigmentezi sprâncenele, dacă te duci și mai faci așa poate o unghie sau o laminare de sprâncene, un pensat, un vopsit, aici vorbim de o sumă mică, dar deja când vorbim de injectat riduri, micropigmentare, acid și așa mai departe, parte deja prețul se ridică destul de tare. Asta e ceea ce a trasat ea, doar ce vedeți aici la sprânceana dreaptă, atât. În rest nu a măsurat cu nicio măsurătoare, a trasat cred că în câteva minuțele. Uite, marc se transformă. Și asta a fost totul. Deci tot ceea ce s-a făcut aici s-a făcut doar după ochi, nu după ceea ce știu și eu că trebuia să se facă. Acum, nu știu, ziceți și voi dacă vie se pare normal. Dragilor, noi am pus niște cartofi la prăjit. Aici am scos niște slănină de la congelator. Aș fi vrut să prăjesc și niște slănină, că sincer să fiu eu poftă, dar e tare, nu avem nicio șansă. Iar aici am făcut salată de varză. Am pus puțin oțet, că mie nu-mi place oțetul, sare, piper și ulei. Așa, și vom face, nu știu ce vom face, ceva trebuie să facem lângă, dar încă nu ne-am decis, ne uităm acum prin frigider, prin congelator. Am parizer. Ai parizer? Parizer prăjit. Așa, și vreau să mă învăț să folosesc acest instrument, această mașină de spălat, da, mersi, pentru că nu m-am obișnuit și mi-am băgat acum vasele, de multe ori le iau și le fac la mână, dar ca să vedeți ce cap prost, nu folosește, are mașină de spălat vase, dar nu folosește. Am băgat capsula, am pregătit-o, am pus și niște agent de clătire să am în mașină. Așa, ăsta este de la Finish. Capsulele sunt tot de la Finish. Am înțeles că și cele de la Somat sunt bune și mai sunt încă unele, dar am uitat cum se numesc. Și aici avem o vulpiță care de fiecare dată când umblăm pe aici vine și ea. Așteaptă și ea o pomană. Da, dar nu mănâncă. Ea cu forță. Da. Și avem și un bingo care a venit pe capul meu. Pe la noi cam așa se prezintă vremea. Este înorat. Astăzi a fost oarecum mai, nu știu câte grade cu plus, cred că un 2-3 grade, dacă nu mai bine, că a început să se topească zăpada. La un moment dat ziceai că plouă, așa se auzea.
Și am văzut că de săptămâna viitoare se încălzească, o să avem și 14 grade. Acum chiar sunt curioasă. Numai Bogdan merge la căldură, la Italia. Ultima oară nu așa. Ultima oară nu. Păi și mama azi a zis că e foarte frig în Italia. Da, vreau să mănânc. Ai grijă să nu te ia. Vreau să pregătesc niște plăcinte la tigaie după rețeta Jamilei. Îmi plac foarte, foarte mult. Și aici am pregătit făina, 500 de grame de făină. Deci am pregătit drojdie, este nevoie de 10 grame de drojdie și într-un pliculeț sunt doar 7 grame. Iar aici am pus 300 ml de lapte să-l încălzesc. Mai devreme am terminat de mâncat, am strâns masa, am băgat vasele în mașina de spălat. Vreau să plec până la Penny, o să plec imediat cu Bogdi, să facem câteva cumpărături ce a mai rămas de făcut. Iar apoi vreau să fac o ciulama de ciuperci cu smântână și cu mămăliguță. Asta pentru mine și pentru Bogdi, iar pentru copilaș trebuie să mă gândesc ce să le gătesc. Nu știu, niște paste sau să vedem ce altceva. A trecut și ziua de azi foarte, foarte repede. Imediat este 4 și 5 minute. Până fac plăcintele astea, până mă întorc de la Penny, până un alta, imediat se face seara. Asta îmi place foarte mult, este una chiar foarte mișto, îmi plac cum ies plăcințelele, sunt foarte pufoase, foarte gustoase, fac rețeta asta de mulți, mulți ani de zile. Mai am de adăugat sarea și uleiul. Da, acum îl las să se frământe bine, bine, bine. Noroc cu robotul acesta. Și dacă ar fi să se strice, mi-aș recumpăra un alt robot din ăsta, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, mai ales cum am unghiile astea mari și dacă ai unghiile mari sau nu, intră și pe sub unghii, nu știu, nu-mi place, mă enervează. Ce e, Bungo? Ce faci? Ce spui tu acolo? Pup! 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 Da, uite-te, sus! Vremea am venit de la Penny și am cumpărat așa, 4 ursuleți Barney, 2 pentru Mark, pentru că el nu a vrut înghețată. Și fetele au așa, vafă cu Barney, vafă cu Barney, poftim, așa. De obicei lui Mark îi plăcea foarte mult vafa cu vanilie, dar nu știu ce s-a întâmplat, de a scos-o de pe listă. Mușchiuleț din piept de pui, vreau să facem șnițele. 2 plăsuțe cu lămâi. Covrigi, foarte bun acești covrigi. Am luat niște fulgi de ovăz. Am luat Sano, detergent pentru vase, aș fi vrut să iau cu lavandă, dar nu am găsit, asta a fost ultimul pe care l-am găsit și este la ofertă. Am luat spaghete pentru că până va aduce Bogdan din Italia mai durează, așa că avem nevoie de paste. Am luat pentru Selena salam, îi place foarte mult salamul ăsta de la Casa Gustului, salam Sinaia, și am mai încercat și salam Sibiu, am mai încercat și salam Sinaia de la alte firme și nu i-au plăcut, șervețele la cutie, pâine, aceste bucăți de pui, nuggets, mozzarella 2 punguțe, aici avem niște saci de gunoi pentru că nu-i găsesc pe aceea pe care îi cumpăr eu, ăia cu agățătoare, cei mai bun, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu-i mai aduce de ceva timp, semințe de chia, ne plac foarte, foarte mult să le punem în limonadă, în sucurile pe care le facem în casă, să ne facem budincă, foarte, foarte gustoase. O pungă mare cu pufarine, covrigi de la Croco cu sare pentru copilaș. Și aici am cumpărat niște cartofi, nu am luat foarte mult pentru că nu arăta într-un stadiu foarte, foarte bun. Așa că am luat doar câțiva. Anul acesta nu știu ce s-a întâmplat cu cartofii. De peste tot de pe unde am cumpărat, i-am nimerit stricați, i-am nimerit destul de nasoli. Acesta este bonul de la Penny. O să vă las pe voi să vedeți cât a costat fiecare produs în parte.
Detergentul pentru vase a fost la ofertă. Mozzarella la fel. Mușchiulețul din piept de pui la fel. Ce mai avem? Mozzarella, spaghetele Barilla și ele au fost la ofertă. Așa. Nuggets a fost la ofertă și atât am plătit pe toate produsele. Apropo, au foarte multe oferte și la Penny și la Ushan în cazul în care vreți să ajungeți pe acolo. Chiar faine oferte. Aluatul a crescut atât de frumos, a ieșit așa de pufos și de aerat. Mai devreme i-am dat jos această folie și era așa crescut până sus, dar văd că s-a retras. Este 6 fără un sfert imediat și trebuie să mă apuc să fac plăcintele. Vreau să fac ciulama de ciuperci, mămăligă și șnițele. Am mai multă treabă de făcut și trebuie să mă apuc acum de ea pentru că deja timpul trece și nu vrem să mâncăm târziu. Iar aici am aceste vase pe care trebuie să le scot. Înainte de a pleca la Penny le-am băgat în mașină, am pornit mașina și îmi place foarte, foarte mult că le curăță atât de bine și practic scârțâie la cât de curate sunt și paharele le face atât de faine. Cred că nici când am cumpărat paharele astea nu erau în starea asta atât de faină. Am spălat vasele ultima oară, am uitat să deschid ușa la mașina de spălat pentru a se face acel abur să se usuce vasele. Și am lăsat-o peste noapte, iar a doua zi dimineață când m-am trezit, vasele erau ude, pline, pline cu apă, dar pur și simplu am uitat să vin în bucătărie să deschid ușa, că doar acest lucru îl făceam. Deschideam puțin ușa de la mașina de spălat, se făcea acel abur, iar apoi a doua zi mă apucam să scot vasele, dar na, se mai întâmplă. Eu am auzit când mașina a sunat că mă atenționează când este gata. Am zis că vin, dar nu știu, efectiv am uitat, m-am luat cu altele și așa s-a întâmplat. Bun, ne apucăm de treabă. În primul și în primul rând o să scot vasele, să le pun la locul lor, iar apoi mă apuc de, nu știu, plăcinte, nici eu nu știu de ce o să mă apuc. De ceva trebuie să mă apuc. Am apucat să fac ciulama de ciuperci și am pus ceapa și usturoiul la călit și acum o să mă apuc de ciupercuțe să le tai pe astea. Mai am aici câteva congelate. Am adăugat ciupercuțele. Am pus puțină vegeta, sare și piper. Și o să le las puțin pe această funcție brown. După care o să folosesc această funcție să pot ține oala cu capacul deschis. O să adaug smântâna pentru gătit și niște pătrunjel verde la final. O să facă foarte, foarte repede ciulama la această oală și trebuie să mă apuc să fac și șnițele. Atât de bine miros ciupercile. Imediat o să le pun și niște pătrunjel verde și sunt gata.
S-au făcut foarte, foarte repede. După cum am spus la început, am folosit funcția brown, am călit ceapa cu usturoiul în puțin ulei. După care am adăugat ciupercile, le-am călit și pe ele puțin, sare, piper, vegeta. Iar apoi am pus această funcție. Și imediat sunt gata. Eu o să pun din nou și o să dau pe 3. Și o să le mai las așa puțin, că abia am pus smântâna. Nu o să pun amoniac sau... nu amoniac, doamne, amidon. Ferească Dumnezeu, unde m-am dus cu gândul. Nu o să pun amidon sau făină pentru a se îngroșa ciulamaua. Îmi place să rămână așa. Deci fii atent, amoniac, ferească Dumnezeu. Da, eu sunt un pofticios și mai devreme umblam pe aici pe masă, căutam mâncare, umbla pe la pungilele și am sfărâmat un covrig. Da, și papă cu poftă. Da! Oh, drăguțule! E bun? Șmecherie! Șmecherie! Trebuie să mă apuc și de șnițele. Am curățat acele pielițe. O să scurg pieptul de apă că l-am spălat. Îl condimentez, bat un ou, puțină făină, pesmet și l-am pus la prăjit. Mamă, dar ce bine miroase, abia aștept să mănânc. Sper să nu mi se facă rău. Ia uitați ce frumos s-a îngroșat. Nu am adăugat nimic, după cum am spus. Deci nu am adăugat amoniac în ghilimele. Nu am pus amidon de porumb sau făină. S-a îngroșat așa frumos de la smântână. Acum o să opresc. Dăm cancel și cred că o să fac un orez la această oală. Nu știu, mă mai gândesc. Selena vrea orez lângă mușchiulețul ăsta, lângă șnițele. Iar aici mi-am pregătit o limonadă, un pahar cu limonadă, am pus semințe de chia, zeama de la 2 lămâi și miere. Și am lăsat lingura asta să se dea jos mierea de pe ea, că era plină cu miere. Și da, mai bem și ceva sănătos, nu doar Coca-Cola. Pentru a nu murdări 7000 de vase, îmi place să pun mușchiulețul de pui sau pieptul de pui, depinde de ce fac, într-un castron, bat un ou, pun sare, piper, puțină vegeta, iar apoi pun pe deasupra puțină făină, le amestec bine-bine, pun pesmet, la fel, amestec bine-bine, după care le iau și le pun la prăjit. Sau, de exemplu, cum am făcut zilele trecute crispy, am făcut exact aceiași pași. Am pus ou, sare, piper, vegeta, am amestecat, am bătut ou tot bine-bine acolo, am pus făină și apoi am pus fulgii de la porumb pe care i-am mărunțit la robot. Și nu se mai murdăresc 7000 de vase și mi se pare că se face foarte, foarte rapid. Nu voi pune o cantitate foarte, foarte mare, ceva de genul, cam atât. Aoleu, ce am făcut acolo? Pesmet voi pune mai... Cum voi amesteca bine, bine de tot, să ajungă făina peste tot. Și apoi eu pun pesmet. De vreme mi-am pregătit cutiuța cu pesmet, dar de fapt am uitat că acolo aveam un pesmet atât de fin și alb, zici că e griș, așa că l-am scos pe acesta, pe care l-am luat din Penny, de la Hanu Boieresc. Este un pesmet nemaipomenit de bun, exact așa cum îmi place mie. Iar acum o să iau să amestec mușchiulețul bine, să pătrundă pesmetul peste tot. Și punem la prăjit, să fie ulei încins și să fac niște șnițele nemaipomenit de bune, de gustoase, de rapide și de tot ce vreți. A fi sigură că nu se strivesc șnițelele, am renunțat la cleștișor, îl voi folosi doar când o să întorc șnițelele în tigaie și eu și fac așa. Țac, pac și sunt sigură că nu le-am strivit.
Pe Smetul s-a pus uniform peste tot, după cum puteți vedea. Și sper să vă ajute în cazul în care vreți să faceți niște șnițele și să le faceți așa rapide, să vă iasă și gustoase, să nu murdăriți o grămadă de vase și să nu vă... să vă faceți așa treaba grea, pentru că mie mi se pare că îți faci treaba grea atunci când îți pui o farfurie în care bați ou, o farfurie în care pui pesmet, o farfurie în care pui făină și să treci prin ou, prin făină, prin... De fapt, nu mai știu cum era procedura, era făină, ou, din nou făină și pesmet sau nu mi-aduc aminte exact care era procedura, ceva de genul, oricum și dacă ar fi să-l treci prin ou, după aia prin făină și prin pesmet sau făină, ou, pesmet, tot mi se pare destul de aiurea. Așa eu v-am zis, le fac de foarte mulți ani de zile așa, am învățat singură, am zis să încerc, nu am văzut la nimeni, am zis ia să încerc să fac așa, că ce poate să iasă greșit, dacă nu-mi place odată nu o să mai fac, dar îmi place foarte mult rezultatul, exact așa fac și cu crispy, doar că în loc de pesmet folosesc fulgi de porumb. Imediat este prima tură de șnițele. Le-am pus așa pe părți ca să se prăjească bine. Iar aici în această oală am pus niște orez pentru fete. Vor un orez simplu să-și pună ele sos de soia. Și mai am aici câteva șnițele și astea se prăjesc repede, repejor. Mămăliguța, doamne, că mă bâlbui. Am luat-o de pe foc de ceva timp, văd că deja s-a cam și răcit. Dar asta este, așa e când ai mai multe chestii de făcut și de împărțit. Nu știi cum să le faci pe toate și să fie toate la timp făcute și mâncarea caldă. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și că v-ați făcut timp să-mi scrieți și să-mi povestiți ceea ce ați pățit, să mă sfătuiți și să mă încurajați. Eu v-am pupat cu mare, mare drag. Îmi cer scuze că am răspuns la unele persoane mai greu pentru că am avut foarte multe mesaje și pe lângă acele mesaje am avut și treaba, ca să știți cum e cu treburile casnice, cu copii, cu cumpărături și așa mai departe. V-am pupat cu mare, mare drag, vă doresc o duminică minunată, duminică binecuvântată și să aveți grijă de voi. Pa, pa!